și Mihai Cantemir. Rezervă este un bucureștean, Bogdan Neculce. Începe așadar acest meci foarte, foarte important. Este un meci din etapa 18-a, cel puțin două, dacă nu chiar trei echipe cu mare nume în fotbalul românesc. Și iată primul șut și este gol! Golul Argeșului vine în minutul 10. N-a boxat, a pus decât palma. O minge lovită impecabil, pentru că balonul nu se învârte în aer. Acest lucru spune foarte multe. Lungu însă este pe acel balon. Dar din nou probleme. Mezacoli trimite între linii pentru Arnautu, mai departe pentru Bărboianu. Să vedem cine își ocupă poziția în fața porții. Ducan din nou. Da, devine comic portarul Argeșului. Arnautu, gol! Arnautu, cu unul dintre cele mai frumoase goluri ale acestei etape, aduce din nou egalitate pe tabelă. Revedem aici faza și în mod special finalizarea ei cu Arnautu, care îl țintuiește acolo pe Răzvan Ducan. Nici o șansă pentru Ducan, portar care la faza inițială se termină, este în cele din urmă. Rezultat final 1-1.